Messi s-a transferat la Inter Miami și iată de ce aceasta este o mutare de geni. Contractul său cu PSG expira și Lionel Messi nu a dorit să-l prelungească. Deținătorul a 7 baloane de aur a zis că e timpul pentru noi orizonturi. A avut de ales între două oferte generoase, dacă este să excludem posibilitatea revenirii sale la FC Barcelona, oferta clubului din Arabia Saudită Al-Hilal și cea de la Inter Miami, SUA. Oferta din partea Al-Hilal era foarte clară, peste 400 de milioane de dolari anual, iar în ultima zi înainte de luarea deciziei, unele surse au spus că oferta a crescut la peste 500 de milioane de dolari anual pe un termen de 3 ani, ceea ce i-ar fi garantat câștiguri de 1,6 miliarde de dolari. Totuși, Messi a optat pentru Inter Miami, echipă care joacă în MLS, Statele Unite, coproprietar al căreia este David Beckham. Iată ce a primit Messi prin acest contract: salariu de 50 de milioane de dolari anual, procent din abonamentul MLS Season Pass de pe Apple TV, procent plătit direct de către compania Apple, procent din vânzările de tricouri Inter Miami, procent plătit direct de Adidas, precum și o parte din profiturile Adidas legate de venirea sa în MLS, prezența pe o piață publicitară imensă, respectiv și contracte generoase viitoare de promovare, achiziția unei cote părți din Inter Miami după ce se retrage din fotbal, posibilitatea achiziției unei francize MLS la final de carieră, cum a făcut și Beckham în 2007. De asemenea, câteva surse spun că fiecare club MLS a contribuit financiar la venirea lui Messi în SUA. Chiar dacă pe termen scurt valoarea celor menționate nu ajunge la 1,6 miliarde de dolari, totuși, în sumă, toate beneficiile pe care le va primi Messi pe durata contractului și după încheierea carierei pot ajunge la o sumă impresionantă. A crescut și valoarea clubului Inter Miami, de la 600 de milioane de dolari la peste 1 miliard de dolari. Conturile pe rețelele de socializare au depășit francize americane de sport cu istorie bogată în spate, precum Dallas Cowboys, declarată de Forbes cea mai valoroasă echipă de sport din lume. Iată ce înseamnă efectul Messi. Ce părere ai despre decizia lui Messi? Scrie în comentarii. Urmărește-mă pentru mai multe.